Klaus Iohannis e recompensat cu un nou premiu prestigios, a întrit independența justiției, statul de drept și democraia. Președintele Klaus Iohannis va fi recompensat, pentru activitatea sa, cu un nou premiu de renume. Pe lângă premiu, el va primi o sumă de bani, deloc mic, 10.000 de euro. Iohannis va primi, în vara acestui an, premiul Franz Josef Strauß din partea Fundației Hans Seidel, afiliat Partidului Uniunea Cretin Social XU, din Bavaria. Consiliul Fundației Hans Seidel a luat în unanimitate decizia ca premiul de anul acesta să-i fie acordat președintelui României, Klaus Iohannis, relatează Eben Birgischie Zeitung. Cu premiul Franz Josef Strauß onorme un om de stat care a susținut încă de la început lupta împotriva corupției, ceea ce a întrit independența justiției și a întrit statul de drept și democraia în România, a declarat președinta fundației, Ursula Menle, citat de Sieben Birgischie Zeitung. Ceremonia de decernare a premiului a fost programat pe 2 iunie 2018, într-o biserică din München, Aller Heiligenhofer Kirche. Premiul decernat președintelui României este în site de 10.000 de euro, scrie turnul sfatului ro. Laudată va fi citit de Barbara Stamm, președintele Parlamentului din Bavaria, iar printre cei invitați se vorbesc despre Klaus Iohannis este și președintele XU, Horst Seehofer, cel care ocupi funcția de ministru federal al afacerilor interne din Germania. Premiul Franz Josef Strauß al Fundației Hans Seidel a început a fi decernat din 1996 unor personalități care s-au făcut remarcate în politic, afaceri, societate și cultură, care promovează pacea, libertatea, respectarea legii și democraia. În trecut, acest premiu a mai fost decernat unor personalități precum fostul cancelar Helmut Kohl, fostul premier al Luxemburgului, Jean-Claude Juncker, actualul președinte al Comisiei Europene, dar și fostului președinte al SUA, George Bush. Franz Josef Strauß, 1915-1988. Este recunoscut drept politicianul care din diferite poziții ocupate la nivelul landului Bavaria sau al statului german a transformat Bavaria dintr-o regiune preponderent agrară într-una puternic industrializată, printre cele mai bogate regiuni ale Germaniei.